Prim-ministrul Nicolae Ciuc a anunțat că bugetul pentru programul Angel Salini va fi suplimentat cu 15,5 miliarde lei pentru a acoperi toate cererile de la unitățile administrativ-teritoriale. Banii vor fi utilizați pentru modernizarea drumurilor și pentru extinderea rețelei de gaz. Astfel, bugetul total al programului în perioada 2021-2028 va fi de 65,5 miliarde de lei. Pentru PNL, dezvoltarea comunităților locale mici a fost întotdeauna o prioritate, mai ales când vorbim de lucrări de bază de care trebuie să beneficieze toți cetățenii României, drumuri asfaltate și extinderea rețelei de gaz, a declarat deputatul Cristian Buican. Programul Angel Salini a fost aprobat anul trecut, dar în ședința de guvern a beneficiat de o suplimentare cu aproximativ 15,5 miliarde distribuiți astfel. 10 miliarde vor fi destinați pentru construcția și modernizarea drumurilor, iar 5,5 miliarde pentru extinderea rețelei de gaze. În felul acesta, suma totală a programului va fi de 65,5 miliarde de lei și aceasta va viza modernizarea drumurilor, extinderea extinderea rețelelor de apă și canalizare și extinderea rețelei de gaze. Vorbim de perioada 2021-2028, iar suma de 65,5 miliarde de lei, limita maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale, a încheiat parlamentarul Vâlcean.